Bună ziua, domnilor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție Oltenia la zi. Astăzi vom discuta despre învățământ, despre învățământul superior cu predilecție, despre învățământul superior de la nivelul județului Olt. Avem aici o universitate USAMV București, o filială în Slatina, de undeva de 21 pic de ani. Este singura universitate de la nivelul județului Olt, unde cursanții mergeau la cursuri, vorbind de cursuri de zi, vorbind de forme de învățământ la buget, vorbind de specializări. Vom discuta despre toate acestea cu directorul USAMV București filiala Slatina, Victor Tița. Domnule director, vă mulțumesc că mi-ați acceptat invitația. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Domnule director, intrând în problema arzătoare de la această dată, sunteți în acest moment la stadiu de cursuri online. Da. Cum se desfășoară? Cum vă desfășurați dumneavoastră activitatea cu studenții în situația actuală? Este o situație atipică ce a cerut o adaptare la această variantă și pentru că în cele din urmă, la nivel de universitate, s-a hotărât să mergem pe cursuri online. Iată-ne și la filiala Slatina a Facultății de Management și Dezvoltare Rurală cu studenții aflați în zona de online. Este foarte greu, este destul de complicat. Poate avem timp în această emisiune să vorbim și despre filozofia ținerii cursurilor online. Bucuria este că facultatea și universitatea ne pun la dispoziție logistica, laptopurile, internetul și așa mai departe pentru a reuși din perspectiva profesorilor să transmitem studenților. În același timp am făcut și o cercetare la nivelul achiziției sau obținerii sau existenței la purtător a obiectelor necesare pentru studenți și mesajul este unul îmbucurător în sensul că aproape toți beneficiază de astfel de instrumente, fie că este vorba de telefoane, de laptopuri, de tablete. În același timp avem ceva probleme, să zicem, pe zona de acoperire în legătură cu internetul. Ca grad de participare, dacă ne această raportăm din situație punct de vedere studenților. Această situație este atipică și pentru că noi ne aflăm în fața unui calculator. Vorbeam tot aici la dumneavoastră la televiziune despre faptul că trebuie să ne adaptăm la transmiterea energiei dincolo de cameră. Dumneavoastră, cei care vă pricepeți la acest lucru și țineți legătura altfel cu telespectatorii din perspectiva meseriei pe care o aveți, aveți acest exercițiu. Pentru mine, de exemplu, e destul de complicat să privesc în cameră, gândindu-mă că vorbesc pur și simplu la un obiect. Și în momentul în care ești în fața unei camere care devine intermediară pentru ajungerea la studenți, lucrurile sunt cu atât mai complicate. Însă ne bucurăm de studenți care sunt destul de activi și în mediul online și ne fac să ne dăm seama că nu vorbim în fața, că le vorbim lor și că nu vorbim în fața unui obiect cu toată latența, să spunem, sau cu toată întârzierea răspunsului pe care nu îl primește așa cum se întâmplă față în față. V-ați întrebat în legătură cu aspectul privitor la logistică. Noi profesorii am primit de la universitate laptopuri, avem calculatoare și acolo unde este cazul sprijinim și studenții. Din păcate nu avem această posibilitate materială să-i sprijinim pe toți. Dar există posibilitatea în condițiile în care există situații, să spunem, ce o impun să reușim să, din medii defavorizate, să îi sprijinim. Vă aduceți aminte, universitatea noastră chiar a avut un program și domnul rector Mihai Sorin Câmpeanu a avut și a fost printre primii care a dat startul acestei acțiuni de a da elevilor tablete. Vorbim de o tehnologizare. O tehnologizare pentru că probabil așteptările erau să stăm ceva vreme în online și să le oferim și elevilor, dar și viitorilor studenți, să le oferim această posibilitate. Chiar și în județul Olt au ajuns câteva tablete la două licee din acest județ, raportându-ne la rezultatele cu privire la BAC.
Bine, pe de altă parte, această situație, cumva, cel puțin primul semestru al acestui an universitar, este certă, așa se va desfășura. Cumva sunt voci care spun că și în semestrul 2 al anului universitar. Până la urmă, situația online o să se cam întindă un pic. Avem deja experiența semestrului al doilea din anul trecut și iată-ne într-un început de universitate, de an universitar, cu un început prezențial timid, în sensul că am avut 3 întâlniri. Le-am spus noi organizatorii, ce însă le-am dat și un rost, să spunem, festiv, în așa fel încât bobocii să se simtă în această casă numită universitate sau în comunitatea universitară bine primiți. În același timp am avut și aceste întâlniri în așa fel încât ei să se obișnuiască cu un orar care se raportează exact la mediul online. Avem cursurile care durează 2 sau 3 ore în funcție de disciplină și seminarele care de asemenea au câte 2 ore pentru fiecare grupă. Au încercat să se obișnuiască cu această atitudine, să spunem, de libertate, pentru că e un orar nu foarte strict, așa cum se întâmplă la liceu, care se întinde pe tot parcursul zilei. Cumva... Există și posibilitatea, dacă, de exemplu, ei sunt în grupa întâia, să meargă la seminarul de la grupa a treia, în condițiile în care poate lucrează și așa mai departe. O astfel de adaptare... Se poate joncla un pic cu programul. Exact. O astfel de adaptare se întâmpla firesc în condițiile în care se întâlneau cu toții la facultate. Când erau și cu ceilalți ani, vorbeau, discutau despre profesori, discutau despre modalitatea de a participa la cursuri, despre interes și în felul acesta interacțiunea și partea de socializare era foarte bine acoperită. Să știți că acest lucru chiar ne lipsește. Mediul academic la acest lucru se raportează, pentru că ideile în sine apar în momentul în care discuți, în momentul în care, de exemplu, un profesor îți prezintă o carte pe care o citește. O poți face și în fața unui laptop. Parcă nu e același lucru. Da, dar avem niște intermedieri. Sunt cel puțin 2 aparate, este și acea latență despre care am vorbit și apoi poate studentul este mai relaxat undeva într-un fotoliu cu un ceai lângă el și poate este distras și de un alt aparat, să spunem, de televizor și așa mai departe. Ideea de prezențial nu aș vrea să fie înlocuită niciodată de o filozofie care să susțină, să spunem, cursurile online pe un mediu de învățământ care să fie la zi. Bine, probabil mă gândesc că nici nu o să fie o decizie unanim valabilă de-a lungul anilor. Sigur. Este o situație particulară în acest moment, vorbim de o situație epidemiologică exact. Particulară până la urmă, că da. De asta s-a ajuns aici. Da. Că așa, într-o situație normală, nu s-ar fi gândit nimeni să treacă la cursuri online, în niciun caz. Dar să nu ne obișnuim cu acest lucru, pentru că la un moment dat, dacă ne uităm și în mediul preuniversitar, a fost și ideea de mixt și era acea situație în care profesorul i-a pus să vorbească unor elevi care erau în fața lor și să vorbească și la cameră. Din difuzor se auzea: domnule profesor, nu se vede suficient de bine tabla. În același timp, elevii din fața lui erau cu măști, unii dintre ei poate obosiți, alții poate deranjați de purtarea acestei măști. Și așa mai departe. Deci, ideea de a ne obișnui cu o astfel de practică, cu o astfel de atitudine, aș vrea să fie scoasă, așa cum spunea și dumneavoastră, din start sau să fie scoasă în decor. Eventual, poate această situație... Să nu mai fie situație, o variantă pe viitor. Exact. Această, dacă, Doamne ferește, apar din nou astfel de situații. Însă, în același timp, este bine să subliniem faptul că pandemia poate să fie o oportunitate pentru tehnologizare. Și tot aud în mediul public spunându-se: nu lăsăm pe nimeni în urmă, dar descoperim că în mediul sătesc, în mediul rural, unde se află mai aproape jumătate din elevii noștri, nu avem tablete, nu avem internet suficient de bun. Sigur, sunt și primari, sunt și administrații locale care au reușit să cumpere pentru toți elevii tablete. Sau poate comunități foarte mici care și-ar fi putut susține orele, nu neapărat online, ci prezențial. Pentru că nu sunt foarte mulți, se putea respecta distanța și așa mai departe. În mediul rural nu putem vorbi de elevi foarte mulți, la școlile generale cel puțin. Sunt foarte multe situații în care învățământul este învățământ paralel,
două clase, trei, chiar patru uneori, pentru că sunt foarte, foarte puține elevi. Da. Adică acolo situația nu cred că ar fi impus trecerea în mediul online. Da. Pe de altă parte, ca să citez un clasic în viață, dacă nu avem curent, păi uitați-vă la televizor. Și atunci acolo elevii sunt deja puși într-o situație total ingrată. Adică înțeleg că nu avem tabletă, nu avem nici laptop, că situația economică e de așa natură în multe zone din țară. Și sunt zone din țară ce reprezintă pol al sărăciei. Deci nici nu poate fi vorba de tehnologizare. Dar nici măcar curent electric nu e. Deci, iată, și atunci cum îi faci pe elev să vină către profesor sau profesorul să ajungă acolo? Iată, vorbim de aceste medii defavorizate. Mm-hmm. Și pandemia poate să fie o oportunitate să ne concentrăm în așa fel încât tehnologizarea să fie o prioritate. Deci, ne mișcăm, trebuie să... A fost? Ne mișcăm destul de greu și, iată, aproape am anticipat întrebarea dumneavoastră. E destul de complicat să spui că s-a întâmplat, pentru că au trecut 8 luni, se încheie anul și această tehnologizare la care se tot așteaptă nu s-a întâmplat. Cred în continuare că poate să fie o oportunitate și poate din acea dorință de dacă a nu ne obișnui cu ca atare, da, poate fi. Da. Poate să fie în același timp și o situație care să ne arate un sistem ce nu îi poate sprijini pe toți. Și această cunoaștere a unui sistem ce nu poate să îi susțină pe toți elevii ne are repercusiune asupra unui mediu socioeconomic pe termen mediu și lung cel puțin. Dar vedeți dumneavoastră, problemele le știm. Nu sunt de ieri de azi, n-a venit pandemia să ne arate că suntem deficitari din punct de vedere al sistemului educațional din țara noastră. Nu, suntem deficitari de vreo 70-80 de ani încoace. Dacă stăm să facem că nici pe timpul comuniștilor, bine, situația era un pic alta. Cel puțin de 30 de ani, sistemul educațional din țara noastră e undeva sub minus 0. Sub minus 1, pardon. Vreau să spun sub 0. Situația e că nici nu s-a făcut nimic între timp. Am ajuns aici în punctul ăsta. Într-adevăr, pandemia ne-a arătat că ne-a arătat practic gunoiul din ochi. Dar nici nu facem mare lucru în sensul ăsta. Și n-am făcut 30 de ani. Noi avem nevoie de situații limită. Se întâmplă de fiecare dată în România. Nu trebuie să fie obișnuință, dar din păcate așa se întâmplă. Avem o anumită situație limită, se întâmplă ceva groaznic și în felul acesta noi ar trebui să facem un pas în plus, în așa fel încât să depășim nivelul despre care ați vorbit. Ne-am obișnuit și cu situațiile limită și nu le mai tratăm ca atare. Iată, de aceea, probabil și, așa cum spune și dumneavoastră, sunt și alții care spun, da, situații limită le tratăm la nivel de imagine, nu avem nimic la nivel de faptă și mergem mai departe pentru că focusarea sau concentrarea pe respectiva imagine se întâmplă doar de context. Suntem foarte interesați acum, de exemplu, de un sistem medical care nu mai poate să facă față. Sistemul de învățământ, deși vorbim despre importanța educației chiar și pe zona de medicină, sistem este strategic, dat la o strategic parte și foarte bine ați spus, da, domeniul strategic, despre care toată lumea vorbește, dar la care foarte puțină lume se raportează făcând ceva. Bine, pe de altă parte, eu nu înțeleg, dacă vreți, ca o părere personală, cum de suntem un popor atât de stoic, de rezistăm atât de mult la atât de multe situații care, din nefericire, nu ne fac niciun bine, asta e clar. Adică, eu înțeleg, am rezistat până la o revoluție / lovitură de stat. Am rezistat niște ani, am rezistat 45 de ani, mai mult sau mai puțin, 43 de ani. Acum, iarăși, rezistăm de 30 de ani în aceeași situație. Nu se face mare lucru și nu vorbim aici de coloratură politică. Nu s-a făcut mare lucru, punct. Vorbiți probabil de o cultură a revoluției sau de o cultură a revoltei. Exact, nu înțeleg cum putem să fim atât de stoici ca popor. Nu înțeleg încât să rezistăm și să fim impasibili la toate situațiile de genul ăsta. Că până la urmă schimbarea vine de la fiecare dintre noi. Adică nu trebuie să vină cineva să ne tragă de mânecă, bă, hai să facem asta. Fie el președinte, fie prim-ministru și așa mai departe. Dacă așteptăm în nădejdea unui prim-ministru, care e o persoană totuși, de orice natură inițiativa, politică ar fi ea. Inițiativa ține foarte mult de asemenea de educație. Nu mai avem inițiative și de asemenea nu avem puterea să ne asumăm respectivele inițiative. Păi, de foarte multe ori le diluăm. Ca să se înțeleagă din punctul meu de vedere, dacă vreți, învățământul e una, educația e alta. Sigur, da. Dacă noi le încurcăm și le-am făcut un amalgam acolo și nu se mai înțelege nimic, că la noi e sistem de învățământ, sistem educațional și așa mai departe, linia nu se mai știe pe unde e. Ar fi bine ca și guvernanții să tragă o linie clară între educație și învățământ. Învățământ face un profesor,
care transmite informații online, acum cum faceți dumneavoastră online, că asta e situația, educație face un profesor când educă elevul respectiv într-un sens sau altul. Ori la noi nu se mai înțelege deloc situația asta. Putem discuta de tipurile acestea, sigur, nu trebuie să cumva să confundăm cele două concepte de educație și de învățământ. Educația este pe de o parte în continuitatea ideii de sistem de învățământ și pusă în serviciul acestui sistem de învățământ, dar educația poate să vină și de acasă, educația este și formală, este și non-formală, educația se poate forma și într-un anumit anturaj. Putem vorbi despre acest lucru. Ce aș vrea să subliniez și cred că este foarte important, nu avem o educație ce, civică ce se poate lega de o revoltă, o manifestare care să fie suficient de bine coagulată în așa fel încât să miște. Nu neapărat mase, dar așa cum spunea și dumneavoastră, dacă tu îți dorești schimbarea respectivă și ai puterea opiniei și o spui cu subiect și predicat corect gramatical în fața unor colegi de-ai tăi, s-ar putea să fie și alții care te urmează. Exact. Faci acest lucru. Iată, mediile academice, comunitățile universitare, comunitățile școlare ar avea obligația, inclusiv printr-o educație civică, dar dincolo de această educație și printr-o educație, să spunem, non-formală, nu neapărat formală, să ne învețe să avem inițiativă. I-am zis inițiativa de a propune ca lucrurile să fie mai bune și de a nu le lăsa, pentru că inițiative pot să fie foarte multe, dar cu tot cu obiective. Cum se poate împlini acest lucru? Și cred că are legătură și cu competența, sigur, să nu rămână la stadiu de idee, competențele legate de organizarea împlinirii respectivului proiect. Pentru că așa idei putem avea mulți, le putem nota undeva, ele rămân în niște raportări și au rămas acolo. De aceea, importanța, vorbim despre facultatea noastră, importanța unei comunități universitare se leagă și de a învăța, a ne învăța studenții să aibă puterea opiniei. Acum că vorbim despre mediul online, îi învățăm să treacă și ei dincolo de ecran și să se poată exprima în fața colegilor lor în așa fel încât să se facă auziți, să se facă și înțeleși. E același lucru. Noi suntem mai degrabă învățați să ascultăm și suntem greu de pornit în a ne exprima ideile. Fie că poate școala, și iar ne întoarcem la școală, poate școala nu ne-a învățat să ne punem ideile într-o anumită ordine, în așa fel încât să le expunem într-un discurs argumentativ care să convingă, sau pur și simplu școala nu ne învață să vorbim în fața unui public, ceea ce iar este groaznic. E foarte grav groaznic. De vedere. Da. Universitatea noastră și facultatea noastră dezvoltă prin programele pe care le are competențe de acest gen. Aproape toate materiile, toate disciplinele sunt în zona susținerii acelor evaluări prin colocvii, dar și prin examene. Și au și o componentă de examen verbal în fața unei comisii sau, eu știu, prin susținerea unor proiecte. Încurajarea profesorilor de a susține examenele în așa fel încât studentul să se exprime, nu neapărat să dea un test scris sau acum pe, eu știu, diverse formulare dintre acestea online. Și sunt aproape sigur că n-aveți surprize atunci când constatați că sunt foarte puțini cei care se pot exprima liber. Sunt nu foarte puțini, să știți că nu sunt foarte puțini, dar însă, de exemplu, gândindu-ne... Destul de puțin. Dar gândindu-ne la o cifră, să spunem, de 100 de studenți, pentru că este capacitatea noastră maximă pe an, să zicem că nu neapărat că nu pot să se exprime, dar au emoții de a se exprima în public, tocmai pentru că nu au un exercițiu. Pentru exact. Că depășirea sau susținerea acestor emoții se poate face printr-un exercițiu și trecerea acestor emoții într-o inteligență emoțională care să ne ajute, să-i ajute pe ei să treacă dincolo de, să zicem, să empatizeze cu publicul. Și am avut surprize foarte frumoase cu studenți care, depășind latura emotivă a ținerii unui discurs în fața unui public, să devină apoi lideri în diverse domenii în care lucrează. Că impactul a fost atât de puternic, sau situația limită a fost atât de puternică, încât ei au învățat să se poată exprima așa.
Bine, limbajul a fost creat în urmă cu niște, asta e, la începuturile, știți, în zorii civilizației, dacă vreți. Dacă atunci, a fost cuvântul. Dacă atunci s-a putut, noi acum, în modernitatea asta generală, am cam uitat să comunicăm, din păcate. Da. Am cam uitat, nu știu de ce, poate și, să zicem, istoria comunistă care a trecut pe lângă noi și nu ne lăsa să comunicăm foarte liber, dar pur și simplu cred că am uitat. Să mai comunicăm între noi, să mai comunicăm cu ceilalți și așa mai departe. A zis dumneavoastră despre, și mi-ați adus aminte despre regimul comunist, mi-ați adus aminte de cenzură și autocenzură. Intră în acest factor și, sau în acești factori, intră și autocenzura, care este extrem de periculoasă într-o societate care are nevoie de o inițiativă, chiar dusă până la nivel de revoltă, pentru a mișca niște mase ca să se facă totuși ceva. Societate după care, modele, din păcate, încă taxează foarte, foarte dur orice formă de exprimare liberă, dacă vreți, da, sau în mare parte a lor. Există poate cumva și asta această face taxare. Există această taxare prin un fel de stigmatizare. Sau dacă ești cumva, ești din uniformizare, s-ar din putea să te tipare, să fii pus la colț. Cred că avem nevoie de critică și, de exemplu, așa cum și aș da un exemplu din viața reală, când ești criticat de presă, este bine să asculți acele critici, nu să te superi pe cei, da, care să te critică. Măcar. Sigur că da, eu vorbesc de că o critică există și partea firească, cealaltă, nu critică doar de dragul și cam atât. Exact, vorbim de critica reală. Atunci când ești criticat, ar trebui să ții cont de această critică, pentru că ea te face să fii mai bun. Sau măcar la să fel, pui niște semne de întrebare pe acolo. Bă, da, dacă exact, e așa. Hai să vedem, da, ne spun trei și s-ar putea să mergem într-o direcție care este greșită. La fel se întâmplă și cu această stigmatizare. Situație în care te afli atunci când vorbești unui public și acel public, pentru că tu poți fi mai bun, de exemplu, pe o anumită traiectorie, nu ți oferă sprijinul. Da? Este acea, cum să zic, traiectorie care se leagă de un liderat, de un fals liderat sau falși lideri care apar prin tot felul de manifestări și descoperi că ei trebuie să citească de pe prompter idei care sunt groaznic de simple sau extraordinar de simple. Și te întrebi, dar ideile sunt ale lui? Sau, de exemplu, vedem pe diverse site-uri de socializare mesaje extraordinar de bine scrise ale unor personaje pe care altfel în viața de zi cu zi nu le-ai putut auzi nici la televizor, nu le-ai putut vedea nici într-o piață publică vorbind despre, eu știu, ceva în legătură cu inițiativă teamă de asta, civică. Cumva. Da, este o teamă și teama aceasta se poate depășirea acesteia se poate depăși. Nu-ți dă un feedback imediat. Sau nu-ți dă un feedback face to face. Da, dacă da, da. Și atunci n-ar mai fi la fel de rău. A fost un exemplu pe care am fost un exemplu la care m-am gândit acum, dar pot să fie foarte multe exemple. Ideea bine, de intermediere. Exemplul ăla zice-i drept că vorbim de mediul online. Da. Până la urmă e cea mai la îndemână deci, formă. Ideea de intermediere este, cum să spun, nu atât de favorabilă, pentru că ea creează o distanță dar și în același timp și o latență, o întârziere. Cumva ești absolvit de vină. Dacă vreți, e da, poate ușor da, și greu de înțeles în da, același timp. Dar scrisul cumva a zis foarte bine, exact, e mai îngrijit sau ar trebui să fie mai îngrijit, îți oferă cizelarea, posibilitatea cizelării ideilor, nu postezi imediat, nu ai folosit mai un asupra lui, sigur, mai da, da, se poate întâmpla orice. Pe de altă parte, în scris nu poți să ai carențe de exprimare, că vorba aia, scrii, da, vezi, e destul de simplu pe de altă parte. Dar un discurs, și vorbind de comunicare orală aici, e mai greu de dus la capăt. Și sunt foarte puțini oratori, de exemplu, la noi în țară, pe care îi putem lua ca exemplu. Și atunci foarte mulți sau sunt, dar nu sunt destul de mulți, dar în același timp, și cred că sunt destui, dar în același timp nu îi avem în față, nu îi vedem în față, pentru că agenda și timpul nostru sunt ocupate de alte figuri, alte figuri care nu vorbesc în termen de oratorie și nici nu se gândesc la retorică. Eventual, din nefericire sunt modele pentru
o anumită categorie. Dacă nu prezinți altceva, dacă nu prezinți altceva, până la urmă poate să fie un proiect de țară. Hai să scoatem totuși oamenii cei mai buni în față, pentru că din bun simț oamenii aceștia nu au suficient tupeu să se prezinte. Ei așteaptă să fie prezentați și trebuie să creăm poate un sistem, da, trebuie să creăm un sistem ca în sensibilitatea aceasta a oamenilor de știință să îi spunem în față și să prezentăm alte modele. Poți să faci diferențe și putem face diferențe sau comparații inclusiv pe zona media. Oameni care apar în România și descoperi, sau subiecte care apar în România și descoperi că aceste subiecte sunt total marginale în alte țări. Și te întreb, care este totuși miza? Ne uităm la fel de emisiuni care nu aduc subiecte decât cronofage și... Dar care prind la public, pe de altă parte... O televiziune trăiește din publicitate. Eu cred că aici este cum se întâmplă cu gustul. Sunt subiecte care vând bine. Sigur, atunci... sunt aspecte care țin în același timp de gust, dar eu cred că și gustul se educă. Nu, publicul se educă. Asta spuneam. Nu, director, despre ce vorbim? Publicul asta spuneam. Se educă. Dacă asta spuneam. Publicului îi dai genul ăsta, publicul gustă genul ăsta, că exact. N-are altă variantă. Exact. Dacă îi dai alt gen, mai spălat, un pic mai cizelat, dacă vreți, ambalat altfel, publicul se uite și la ăla, pentru că aia e varianta dată, în momentul ăla. Am avut neplăcuta surpriză, clar, să constat acum vreo câțiva ani, citeam pe internet, că tot vorbeam de mediul online, un studiu despre adolescenți și ce modele au în viață. Pe primul loc, surpriza majoră și total, total dezamăgit de situație, fetele între 12-13 ani și 17 ani, așa ceva, aveau ca prim model în piață Bianca Drăgușan. Adică, eu înțeleg, asta ți se servește, total adevărat. Da, e o legătură cu notorietatea pe care o creează... Acolo. Da, notorietatea nu ți-aduce și o personalitate, dacă vreți. Da. Adică, totuși să diferențiem un pic situația. Da, puterea de a alege și acest lucru se învață. Mm-hmm. Puterea de a alege... Însă, vedeți, noi vorbeam la un moment dat despre capacitatea noastră de a învăța și de a lua, a ne lua informațiile din diverse zone. Era un celebru om politic care spunea că poți intra pe un motor de căutare și bagi acolo nu știu ce cuvinte cheie și dintr-o dată poți să înveți. Dar până la ajunge la lecția pe care o selectezi, va trebui să te uiți la nu știu câte titluri și capacitatea ta de a alege. Să știi ce cauți în primul rând. Exact. În primul rând să știi ce să cauți și în al doilea rând ce să alegi din ceea ce cauți. Pentru că acele cuvinte cheie înseamnă de fapt o esențializare a ceea ce aștepți tu să primești. Și vedeți că este un proces cognitiv care nu e atât de simplu. Se leagă de educația din familie, educația formală, învățământ și așa mai departe. Ele par simple. E un întreg sistem exact. De la proces... naștere până la maturitate, dacă vreți. Da. Pe de altă parte, folosind două, trei cuvinte, ca om de televiziune, dacă vreți, da? Eu pot face o știre și pozitivă și negativă. Care e adevărul? Dacă cea pozitivă e adevărată sau cea negativă, nu știe nimeni. Doar eu că am conceput-o. E, când o persoană vede unul sau celălalt articol, e foarte important să știe să citească printre rânduri. Noi nu prea știm asta, din nefericire. Și atunci ajungem la NNN situații de fake news. Că tot da. E un fenomen la nivel global până la urmă. Da. Nu vorbim doar de țara noastră. În primul rând se leagă de un titlu care este... chiar fake sau te trimite cu gândul la ceva fake și conținutul articolului să fie cu totul altul sau să aibă doar mici... Poți să o prinzi de bună? Să da, după titlu, numai exact după titlu. Așa, se bazează așa exact e. Pe această superficialitate de a trata titlul ca un mesaj pe care îl poți regăsi și în text în sine. Mai apar și semnele întrebării, mai apare și un semn care al exclamării. Care iar schimbă parcă total percepția. Exact. De altă parte, și v-aș da un exemplu, acum am intrat în lumea presei. Zona de comunicare și pe zona de mass media. Citam mai, acum, cred că să fie undeva la o jumătate de an, un an, un titlu pe rețeaua socială. Monica Pop a murit. Punct. Din curiozitatea, trebuie să recunosc foarte tare Monica Pop, independent de substraturile situației, intru pe articol. Zic, păi, ia să vedem. Monica Pop, două puncte. A mai murit un copil de rujeolă.
Am înțeles. Iată cât de importante sunt punctele, cele două puncte. Exact, cumva ce poate însemna semnele de punctuație. Comunicarea mediatică. Am înțeles. Este importantă chiar și în dezvoltarea unei comunități academice, mass media. De ce? Pentru că am avut de fiecare dată suportul, sprijinul dumneavoastră când am avut evenimente și ne-ați prezentat într-un mod foarte... Acum lucra cu materialul clientului. Ați și avut evenimente, acum de ce să nu recunoaștem și noi? Vă mulțumim, nu? Dar în sensul că ne-ați prezentat într-un mod în așa fel încât să ajungem la sufletele și la mintea celor care v-au privit și în felul acesta... ne-ați ajutat la creșterea unei comunități care astăzi are 358 de studenți, că vorbeam de studenții la învățământul la zi, 358 de studenți care sunt, datorită situației, puși în situația să puși în această groaznică variantă a învățământului online. Groaznică de ce zic? Pentru că abia așteptăm să fim față în față. Dar în același timp, exact. E cu totul altul. Dar în același timp, așa cum am spus, avem logistica, ne-am bazat pentru că am vorbit la un moment dat de învățământul la distanță. Aveam o platformă pe care o utilizam de ceva vreme la învățământul la distanță și atunci experiența aceea a fost destul de bună. Deci cumva să zicem că aveați o bază până aici. Da. Utilizezi noua tehnologie, sigur sunt și studenți care nu pot să vină la fiecare curs, ei așteaptă materialele într-o formă sau alta, dincolo de cărțile în formatul letric, aveam și cărțile în format electronic, dar acest lucru nu înseamnă învățământ, un învățământ online performant, să-i transmiți studentului cartea și el să citească și eventual să te aștepți să înțeleagă tot de acolo. Avem o filozofie foarte bună, bazată pe niște studii legate de învățământul online, însă această filozofie, din punctul meu de vedere, nu este la fel de performantă ca filozofia sau, să zicem, psihopedagogia pe care o poți duce la nivel prezențial. Față-n față. Cu alte cuvinte, avem componenta de video atunci când te întâlnești cu studenții și ei sunt în fața laptopului, pentru că există acest GDPR, pentru că își pot alege dacă vor să fie vizibil cu camera pornită sau nu, cu microfonul pornit atunci când este cazul, se creează o formă de comunicare care nu este atât de directă, așa cum spuneam, ci este cumva întârziată. Pui o întrebare... Deci nu poți să știi ce face studentul între timp? Pui o anumită întrebare, bine, și psihopedagogia îți spune să nu pui întrebare către un anumit student, ci întrebarea respectivă să se adreseze tuturor studenților. Avem, să spunem, dintr-o grupă de 25 de studenți sunt prezenți 15, 20, uneori poate chiar și toți, și din acești 25 reușești să-ți faci cursul sau seminarul cu 4-5 care sunt activi în mediul acesta. Nu că ceilalți nu ar fi activi, pentru că, de exemplu, pe zona video există și un chat și acolo poți să pui anumite întrebări. Unii dintre ei pot să îți scrie să acolo. Sunt poate mai timiși și nu vor să fie la televizor ca să folosim exprimării comunicării în fața unui public. Apoi este componenta de platformă. Avem o platformă a universității care, de asemenea, are posibilitatea realizării și pontajului. Acea platformă vede de fiecare dată când intră profesorul pe baza orarului său, dar și de câte ori a intrat studentul, de câte ori a accesat un anumit material. În această platformă se regăsește și componenta video, care este destul de amplă, îți permite și apariția unui, să spunem, ecran alb pe care se scrie așa cum se scrie pe o tablă. Tehnologia ne poate ajuta, dar nu poate înlocui. Exact. Și atunci este și o, să zicem, dezvoltarea unei psihopedagogii care să se raporteze. Nu am fost pregătiți din acest punct de vedere. A trebuit să vă adaptați? Da. Din mers? Da. A fost, știți cum e, nevoia te învață. A fost destul de greu la început. Chiar cu întrebări pe care le-ai căutat și le-am căutat în manuale, cum poți să fii dinamic și să transmiți entuziasmul în fața unei camere. Pentru că altfel te miști printre studenți, altfel îi privești în ochi, acolo privești o cameră, dacă unii dintre ei au camerele oprite atunci când vorbesc, îți apare doar inițial, o inițială și e destul de bulversant.
lucrurile acestea de, care pot fi interpretate ca bâlbe sunt greu de depășit. De aceea, cred că e o experiență pe care o capeți atunci când vii într-un studio de televiziune este extraordinară și mie mi-a folosit. Ar putea să facă și ei asta. Da. Oportunități ar putea fi. Cum v-am spus, nevoia te învață. Și mai mult decât atât, această platformă încearcă să-ți aducă într-o zonă offline niște cursuri pe care le poți parcurge oricând. Componenta de împărțire pe timp este de asemenea foarte importantă, pentru că studentul se trezește cu un curs de 500 de pagini și zice că aș vrea să-l citesc astăzi pe tot, sau mâine, sau într-o săptămână, sau lasă că-l citesc eu înainte de sesiune. Atunci mai aproape de examen. Când, exact, când repartizezi toate aceste lucruri pe săptămână, așa cum se întâmplă cu acel curs și îl parcurgi în timpul cursului, îl aprofundezi și intri pe zona de aplicații practice la seminar, lucrurile stau altfel. Situația dar se schimbă total. Se schimbă, dar nu pot să zic că acest învățământ este un învățământ online, este cel care ți creează satisfacție. Pentru că stau de vorbă cu studenții și îmi spun că abia așteaptă să vină la facultate. Unii chiar regretă că n-au venit mai des înainte la facultate, la cursuri și la seminare, ca să interacționeze mai mult cu evenimentul. Să interacționeze mai mult cu colegii lor, cu profesorii. Se simte lipsa aceasta și cred că și dumneavoastră observați în societate. Treci pe lângă oameni, sunt cu mască, încerc să descoperi dacă te privește cineva în ochi, să descoperi dacă îl cunosc sau nu. Asta vreau să zic, poți să ai surpriza să da, vezi o persoană și să nu o cunoști, o persoană pe care înainte o cunoșteai și aveai o relație poate de niște ani de prietenie. Sunt în situații de genul ăsta. Mai sunt situații în care o persoană încearcă să-ți vorbească și tu n-auzi din pricina măștii. Da, da, da. Și sunt în situații de genul ăsta. Da, să faci afirmații pentru de genul. Pentru persoanele cu ochelari e situația cu atât mai dramatică, pentru că se mai aburește ochelarii și ai tendința să nici nu vezi pe unde mergi pe stradă. Exact. Și atunci vin în situații de genul ăsta pe care masca respectivă le accentuează, după ce că aveam noi probleme și înainte. Da. E o situație pe care sunt convins că o vom depăși și în același timp ne arată și posibilitatea noastră de dacă adaptare. Vreți, sper că mai devreme decât mai să târziu. Să dea Dumnezeu. Și atunci vedem la fața locului cum ne desfășurăm. Exact. Și facem cumva, trecem în, sau facem o retrospectivă și descoperim că am învățat foarte multe lucruri. De exemplu, utilizarea multor aplicații pe zona de online. Sunt situații, de exemplu, la învățământul la distanță, unde studenți care sunt plecați la locurile de muncă, pentru că este destul de complicat să se deplaseze, și pot, acum se întâmplă și pentru studenții la zi, își pot instala acolo laptopul, calculatorul, telefonul și unii dintre ei chiar deschid de la locul de muncă, deschid laptopurile sau telefoanele. Își marchează prezența, alții sunt destul de activi, pot să răspundă dacă e vorba de o pauză la locul de muncă și în felul acesta încercăm să creăm și eu cred că reușim să creăm o comunitate. Ne lipsesc manifestările de genul agromarketing sau un examen ținut altfel care însemna prezența și promovarea unor produse locale, toată suita de tehnici de marketing pe care o implementează profesorii. Bine, cumva asta aproape sigur că o să trecem și peste hopul ăsta, da. Că nimic în lumea asta nu e veșnic și atunci o să încercăm să ne reluăm viețile de dinainte. Dar dacă vreți ca o părere personală, strict din punctul meu de vedere, nimic nu o să mai fie ca înainte. Da, sigur, dar fiecare zi și fiecare și secundă ne schimbă. Cu atât mai mult, mai ales iată, o pandemie deja de 8, un an jumate sau un an, tot dura. Exact, cât o dura. Peste un an, în mod sigur, ne schimbă. Ne aduce această situație și lucruri bune, favorabile. Eu sper să nu se confirme lucrurile legate de o scădere economică gravă și groaznică ce se raportează la o criză economică. Dar nu vrem să credem, însă cifrele ne arată acest aspect, din păcate, și sunt de-a dreptul îngrozit de ce ne poate aștepta. Din punct de vedere economic, într-adevăr, ne așteaptă o perioadă grea. Asta nu contestă nimeni. A fost unanim acceptată situația. Da. Pe de altă parte, cred că pandemia asta ne-a ajutat să ne regăsim pe noi, fiind și, dacă vreți, în cele două luni și jumătate de pauză, da,
ne-a ajutat să conștientizăm până la urmă ce e cu adevărat important în viață și nu alergatul după întoarcere către sine, ziceți. Și așa mai departe. Da. Și mai mult ne-a făcut să conștientizăm cât de importantă e sănătatea noastră și a persoanelor dragi, dar și a celor din jur. Da. Și atunci cumva putem vedea și părțile pro ale cred ale că aici pandemiei. Cred că aici am vorbit mai mult despre părțile acestea care pot fi considerate ca oportunitate în cazul unei pandemii, tocmai pentru că aceste situații aduc plusul sau plusuri pe care le putem folosi pe mai departe. Nu pentru toată lumea, că spuneați de izolare, că înseamnă de fapt și o întoarcere către sine. Nu toată lumea poate suporta această... Nu putem uniformiza și generaliza. Total adevărat. Izolare. Alții s-au bucurat de lecturi. Mai mi-aduc aminte în primele zile ale acestei pandemii, îmi făcusem deja o listă de lecturi. Însă am descoperit că timpul pe care credeam eu că o să-l am, a fost total diminuat. Nu prea a fost el chiar așa. Da, pentru că a trebuit să ne întâlnim inițiativa domnului decan Dinu Toma de a se întâlni toți colegii în videoconferințe în așa fel încât să utilizăm aceleași instrumente, pentru că știți, era o căutare întreagă. Ce sisteme folosim pentru video, pentru cursuri, pentru au apărut tot felul de platforme, inițial gratuite, apoi cu destul de mulți bani. Și s-a speculat și chestiunea asta, asta era... S-a speculat acum, în pandemie, da, pentru unii e foarte bine, pentru alții poate destul de rău. A fost foarte bună pentru anumite categorii pandemia asta, economic vorbind. Da. Și aspectul acesta de căutare trebuia să ofere și o linie unitară. Fiind o facultate de management, iată, domnul decan e profesor de management, imediat a avut inițiativa de a propune colegilor să utilizeze aceleași instrumente. Și a mers pe o anumită suită, încet încet s-a dezvoltat și platforma universității la inițiativa domnului rector, în așa fel încât să fie o abordare unitară la nivel de universitate, pentru că noi avem șapte facultăți. Nu știu dacă am voie să spun nume, dar pe de o parte am utilizat suita Google pentru facultate inițial și înseamnă un Google Meet și apoi Classroom. Google Classroom și alte variante pe care le utilizăm în continuare pentru că materialele respective nu au dispărut de acolo și chiar din contră, am tot populat și am tot adăugat, da? Și o platformă pe bază Moodle care încarcă de asemenea și video prin Meet sau în același timp au un Big Blue Button, o aplicație proprie această platformă Moodle care ne ajută să interacționăm, cum vă spuneam, cu studenții într-un mod mult mai interactiv pentru că apare și o tablă acolo pe care poți să scrii, poate fi expus o, să spunem, o pagină cu scris, poți să subliniezi, la fel studenții pot să interacționeze acolo, deci chiar te ajută. Pentru limbi străine, de asemenea, sunt și celelalte modalități de a pune pe platforme link-uri către materiale, oferindu-le pe baza unei bibliografii această posibilitate de a le oferi, de a le da ceva selectat deja. Pentru că filtrul profesorului... Pe partea de limbi străine e mai greuț un pic. Este. Este complicat, însă le poți utiliza chiar foarte bine la nivel de conversație. Adresezi câteva întrebări și aștepți răspunsuri cu îndemnul, ține foarte mult de profesor, cu îndemnul să depășească bariera de a se exprima gândindu-se că nu respectă nu știu ce rigori gramaticale. Bine, acolo adică deja da, să asta este scăpăm teama. De chestiunea asta. Dacă am scăpat de frica, dacă scăpăm de frica utilizării rigorilor gramaticale care ar putea să ne diminueze, să zicem, eu știu, în fața, se gândesc că am greșit și o să râdă colegii de mine sau eu știu ce mecanism... Pe care, pe de altă parte, chiar trebuie să le folosești într-o conversație, sigur, că asta e. Sigur, absolut, dar... Nu poți să treci peste ele. Dar nu poți să treci peste ele, însă este foarte important să nu ai teama că poate greșești la un moment dat. Dacă ai greșit, dacă important greșit, e să auzi greșeala respectivă ca să o corectezi. Dacă nu auzi și totul se realizează doar mental și nu și exprimi, din ea, exact. N-ai făcut nimic. Exact, exact. Pentru că noi, profesorii, trebuie să ajungem la forma aceasta de exprimare și a evalua această formă de exprimare și a corecta acolo unde este cazul. Este un proces cu dublu sens, adică învățăm și noi de la ei și ei de la noi.
Și în condițiile acestea, comunicarea, până la urmă, se face, zic eu, eficient, îi ajută. Pe de altă parte, dincolo de device-urile acestea, de laptop, de calculator, de ce ai, tabletă și așa mai departe, ai și un telefon și îți apare, de exemplu, textul pe ecran, textul în limba engleză. Studenții, cel puțin așa i-am sfătuit să facă, își notează cuvintele necunoscute în format clasic, așa, și eventual utilizează și instrumente, cum ar fi dicționarul Cambridge sau Oxford sau un Google Translate. Trados. Exact. Și în felul acesta, uite, și dezvoltă, da, și utilizarea... Încearcă să se măcar așa, cumva. Pe de o parte și utilizează instrumentele, pe de altă parte și îmbunătățe și vocabularul și ne concentrăm și pe structura gramaticală la limbi străine. Toată lumea mulțumită. Zicem că acoperim, sigur, actuale, da, în condițiile date. Sigur, exact, exact. Nu, aici, apropo de mulțumire, de ce am ezitat să răspund, să zic da? Pentru că nu poți să interacționezi și să le vezi fața și să îți dai seama dacă au reacția și să îți dai seama dacă au un sentiment de împlinire sau bine, de pe de altă mulțumire. Parte, nici nu poți mulțumi pe toată lumea tot timpul. Asta e clar, e da. O utopie deja, chiar, nu, da. Chiar n-ai cum. Dar măcar la stadiul de încercare... Așa este. Și, cum vă spuneam, am căutat inclusiv pe zone, în manuale, cum ar putea să depășești această barieră pentru a transmite entuziasmul prin camere. Dincolo de, exact, da. De camerele. Tot felul de, da, dincolo de camerele respective, de webcam. Și așa mai departe. Domnule director, pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, ce ar trebui să înțeleagă studenții și cum ar trebui să vadă ei această perioadă? Din punct de vedere, și dacă vreți, a cursurilor online, a profesorilor și a interacțiunii dintre cele două tabere, să le numim. Ar trebui să vadă importanța unei comunități universitare. Ne-ați prezentat foarte bine la începutul emisiunii. Comunitatea universitară din Slatina, din județul Olt, dar și din regiune, pentru că venim cu o facultate de management și dezvoltare rurală cu aplicabilitate nu numai în agricultură, ci și în administrația locală, județeană și așa mai departe. În mai multe domenii. Această comunitate universitară este foarte importantă pentru exprimarea unor idei, dar și pentru punerea în aplicare acestor idei. Interacțiunea între ei este importantă. De ce? Pentru că pot să apară, și mulți dintre studenții noștri sunt antreprenori, pot să apară idei de afaceri și afaceri care au fost puse în mișcare, tocmai pentru că aici, în această comunitate, s-au întâlnit. Au fost realizate proiecte sau câștigate proiecte pe fonduri europene. Și trebuie să înțeleagă importanța educației despre care vorbește toată lumea, dar despre care din ce în ce mai puțin oameni fac ceva. Să se uite la această educație și cum îmi place să-l transform în, sau să-l pun ca motto personal, prin educație totul poate deveni posibil, pentru că aceasta stă la baza, realizării unor visuri la care poate cu toții aspiră. Domnule director, un popor educat e un popor civilizat. Până la urmă despre asta vorbim. Ne uităm și la vestul Europei. Exact. Și încă un pic aș vrea să punctăm, chiar dacă suntem așa pe final. De ce credeți că n-am luat modelul vest-european sau anumitor țări vest-europene? Unde școlile au rămas deschise, universitățile încă își continuă activitatea? Sigur, este o decizie nu neapărat discutabilă, dar care poate fi pusă pe umerii specialiștilor. Uh-huh. Eu unul nu sunt în zona aceasta de specialitate și apoi cred pe cuvânt. Sunteți însă... specialiști pe învățământ superior. Da. Și atunci vă întrebam din punctul ăsta de vedere, dacă așa cum am zis, gândindu-mă comparativ, mă întreb și eu și apare în spațiu public această întrebare din ce în ce mai, într-un mod mai frecvent, de ce în anumite țări sunt lăsate școlile să funcționeze și totuși la noi în România, deși s-a recunoscut faptul că școala nu este un perimetru care ar putea să transmită atât de mult acest virus, să fie închise școlile. La un moment dat am auzit că este vorba de o solidaritate, dar eu nu o văd ca o solidaritate în sens pozitiv, ci din contră, o dezangajare. Bine, cumva situația nu o să mai... nu e la fel cum am tot discutat de-a lungul întâlnirii noastre de astăzi. Situația face-to-face e una, situația online e alta.
gradul de informații și mai departe, oricum e... Se vor crea, pentru că vorbim, uite, și de părțile acestea, se vor crea și există lacune, evident că există asta, lacune. Clar. Revenim la partea aceea de nu lăsăm pe nimeni în urmă sau, cum se spune în poporul român, nimeni nu rămâne de căruță. Sunt foarte mulți tineri care, din păcate, nu au acces la educație, tocmai din cauza faptului că alții din sistem nu s-au ocupat în timp de pace, să zicem așa, sau înainte de pandemie, ca ei să aibă acces. Pentru că tehnologia, noua tehnologie, se tot vorbește despre ea, este foarte importantă și se povestește și la nivel, și folosesc acest termen, și la nivel de formare continuă. Vorbim de vorbim de nu știu câte vreme de tehnologizare, de utilizarea noilor tehnologii în formarea continuă și s-au tot făcut cursuri. Profesorii au fost pregătiți, însă știți că aceste noi tehnologii devin foarte repede vechi și în condițiile acestea trebuie să ne adaptăm. Suntem obligați și să ne adaptăm. Exact. Domnule director, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Nu pot să vă spun decât baftă în continuare. Să fie. Vă mulțumesc. Online sau mai puțin online, vedem cum o să fie. Așteptăm ca perioada asta să treacă, să scăpăm odată toți de situația asta. Să dea Dumnezeu. Și din punctul zero vedem către ce va duce existența noastră a tuturor până la urmă. Vă mulțumesc pentru această oportunitate și de asemenea vă transmit baftă. Încă o dată. Mulțumim mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că și astăzi, timp de aproape o oră, ați ales să fiți alături de noi. Vă dau întâlnire la o nouă ediție Oltenia la zi. La revedere, o seară bună în continuare.